În urmă cu o seară a venit la unul din reprezentanții de la USL și a oferit 2 milioane pentru a vota USL. Cât ofereau? 2 milioane, mă uși. Organizarea acestor alegeri o fac eu. Au luat, au tras, au bruscat-o 4 inși. Fugi fata, le duc cu mașina în șanț. Ei, nu putea să pochez așa, că mă nu arăta spus. Singura problemă care pot să spun, organizarea acestor alegeri o fac eu. Prefectul Nicolae Drăghia promitea că se va ocupa personal de organizarea ireproșabilă a alegerilor și s-a ocupat. Mehedințiul este județul în care frauda la referendum este dovedită. 4 președinți de secții de votare au fost trimiși în judecată pentru că au fost dovediți că au falsificat peste 1000 de voturi. Așadar, prefectul Nicolae Drăghia nu s-a dovedit a fi atât de bun organizator precum se pretindea. Dimpotrivă, Drăghia trebuie să răspundă pentru toate neregulile. În plus, în condițiile în care tot el va organiza alegerile parlamentare, ne putem aștepta la alte și alte fraude. Fostul prefect Ion Mâțu îi cere public demisia lui Nicolae Drăghia pentru că mehedințenii au dreptul la un proces de vot corect și cinstit. În primul rând trebuie să-și aducă aminte că e totuși prefectul județului Mehedinț și de județul Mehedinț nu te ocupi ca de o gradă acasă la părinților. Deci aici trebuie să aplice legea, în primul rând legea, și legea este egală pentru toți. Până acum s-au dovedit, cum a spus și noastră, 4 fraude, dar credeți-mă că pe rol mai sunt și alte fraude electorale. Eu fac un apel către prim-ministru Ponta să-l dea afară din funcție pe prefectul Drăghia, care a demonstrat foarte clar că nu știe să conducă niște alegeri. Am încercat să aflăm dacă prefectul Nicolae Drăghia are măcar remușcări pentru că nu a fost în stare să gestioneze situația la referendum, iar mehedințiul a ajuns de rușinea țării. Nu este. Iar nu este. A plecat în teren? Da. Nu știu, m-ați avut 20 de minute așa. Nu, dar se mai întoarce? Cred că da. Nu știu să vă zic când. Dar nu ne este a doua oară când încercăm să îl contactăm pe prefectul Nicolae Drăghia, să îl întrebăm cine se face răspunzător de faptul că s-a dovedit frauda la referendum în județul Mehedinți și cum se vor organiza alegerile parlamentare de data aceasta, în cazul în care tot dumnealui se va ocupa de alegeri. Nici de această dată nu am avut noroc, ni s-a spus că este plecat în teren și nu se știe la ce oră se va întoarce. Urmează alegerile parlamentare de care probabil că se va ocupa tot prefectul Drăghia. Mehedințenii au dreptul la un proces de vot cinstit și neviciat. Aceasta presupune ca fiecare dintre alegători să voteze doar o singură dată pe listele electorale, să nu apară numele persoanelor decedate, să nu existe alegători obligați prin mijloace materiale să voteze într-un anumit mod sau alte nereguli care au fost dovedite la referendum de către procurori. Fiecare persoană în parte trebuie să știe că poate plăti cu libertatea dacă acceptă să participe la fraude electorale sau apelează la votul ilegal.